Cruceanu, distinse doamne, stimați domn, vreau să mulțumesc Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului pentru invitația de a fi astăzi împreună cu domniile voastre la marcarea a două decenii rodnice de activitate, de a fi alături și a fi împreună la marcarea acestui bilanț atât de important pentru viața colegilor de la acest institut, pentru viața academică în ansamblul ei și mă bucur foarte mult că în acești 20 de ani de activitate Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului a avut în vizorul său Basarabia, problemele Basarabiei, istoria Basarabiei ca parte intrinsecă a istoriei noastre naționale românești. În semn de deosebit respect față de această relație bună și foarte bună cu Institutul domniei voastre, domnule profesor, Consiliul Științific al Institutului de Istorie al Academiei de Științe de la Chișinău a luat decizia de a vă acorda diploma de merit a Institutului. Și cu îngăduința domnilor voastre o să dau citire acestui mesaj. Diploma de merit numărul 017 se conferă domnului profesor universitar dr. Radu Giuceanu, director al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române, pentru realizări remarcabile în activitatea științifică și administrativă, promovarea adevărului istoric și a valorilor naționale românești și universale, cooperarea exemplară cu comunitatea academică din Basarabia noastră istorică și cu prilejul împlinirii a două decenii de la întemeierea instituției pe care cu onoare o conduceți. 26 septembrie 2013, semnăturile ștampilă. Darurilor, ziua surprizelor. Vă mulțumesc că încep din nou un grad emoțional și mi se pare poate în depășire față de familie, dar eu să zic mai mult, față de cel petrecut antimeridian. E vorba de un semn, e vorba de un gest, e vorba de un fond de recunoaștere a meritelor pe care le avem noi cei de aici. Porniți și noi într-un fel de ambiție, mai mult decât o motivație, fiindcă dacă s-ar fi știut de cei care se uitau la noi, că vom fi mai mult decât un institut care era în criză de cadre, chiar cineva care mai trăiește pe aici, pe meleagurile noastre, îmi spunea, nu veți trăi mult, fiindcă nu veți avea parte de oameni care să vă însoțească pe drum. E, prima condiție să zic că am rezolvat-o. S-a mai vorbitează în institut, sunteți în concurență cu ceea ce e adevăr. În 6-7 luni de zile înainte, luase ființă acele memoriale de la Siget. Or, am avut plăcerea să răspundem imediat când s-a făcut cunoscut această acțiune, mai bine această operă, nu? Am avut și mențiunea, am dat și mențiunea că am fost acolo înainte, la câteva luni de zile. Ce este, cunoșteam Sigetul poate mai bine de cei care au venit ulterior. Dar le-am spus că nu un memorial, ci 10 s-ar fi insuficient față de cât s-a suferit
în România. Domnule profesor, ceea ce am dat asta este, a zis, mai mult decât un merit acordat. Este vorba și de o fel de provocare. Că vom menține legăturile noastre, vom putea să mai mișorăm chiar alga aia mică a fluturii și să ne vedem mai des. Pentru dumneavoastră și pentru colegii noștri de Basarabia, aș vrea să precizez că am cunoștință de pământul Basarabiei încă din o primă dată, o primă oară în primăvara anului 90 și a doua oară, și a treia oară chiar, niște împrejurări ciudate cu ocazia evenimentelor petrecute acum în 98. E tot ceea ce vă pot spune. Iubesc acest moment, fiindcă a fost pe el, alături de dumneavoastră. Alături de cei care ați gândit, alături de cei care s-au și sacrificat pe pământul Basarabiei noastre. După acest moment emoționant, care a evidențiat din nou că în peisajul istoriografic post-decembrist, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și-a marcat un loc cu totul deosebit și este, fără putință de pe gază, unul dintre actorii care vor contribui la impunerea în mentalul colectiv a unei imagini veridice despre trecutul recent care naște atâtea controverse. Mulțumim, domnule director, că existați. Mulțumim că aveți în apăstorii un asemenea colectiv eminent și ne dați prilejul să avem posibilitatea să facem dezbateri de așa bună calitate. Permiteți să începem, că suntem în întârziere, dar cu siguranță calitatea dezbaterilor impune și înlărcirea timpului. Din păcate, este puțin pentru câte idei valoroase sunt aici prezent în instituția domniei noastre. Am să